Când un câine câștigă de cele mai multe ori Best in Show la Westminster, e clar că e un câine special și trebuie să vorbim despre el. Este Fox Terrier și astea sunt 5 lucruri pe care nu le știi despre ei. A fost dezvoltat în Marea Britanie pentru vânătoarea de vulpi. Regele Eduard al VII-lea a avut un Fox Terrier pe numele său Cezar. Deși mult timp văzute aceeași rasă, acum sunt considerate două rase diferite, sus Wired Fox Terrier și jos Smooth Fox Terrier. Popularizarea sa ca și câine de companie a fost făcută prin serialul The Thin Man din anii 1930. Este un caracter foarte independent și va trebui să dezvoltați o relație foarte bună cu el pentru a putea să-l educați. În același timp, este un câine care va veghea mereu la siguranța voastră și a familiei. Este prietenos cu aspiratorul în sensul care nu prea aveți nevoie de aspirator pentru că nu lasă foarte mult păr. Așa cum vă spuneam, deține recordul pentru cele mai multe Best in Show la Westminster, 15. Atenție în relația cu alți câini, pentru că nu va ezita să se ducă la alți câini chiar dacă sunt cu mult mai mari decât el. Pregătiți-vă de multă mișcare cu el pentru că au nevoie să-și consume energia, altfel găsesc singur căi să o consume. Agility este o variantă bună. Sunt mulți Fox Terrier faimoși, dar probabil favoritul meu este Milou din aventurile lui Tintin. Follow și share pentru alți câini.